Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Tot a apărut aseară Overwatch și am zis, hai să facem și un gameplay cu el. De aseară am vrut să filmez, însă din păcate a trebuit să aștept după încă vreo 900 de oameni. Întâi erau 400, m-a pus să ies că nu știu ce eroare, am intrat din nou, a urcat la 700, am mai făcut odată așa, pac, 900 de oameni. Băgam și picioarele, să aștept pe 900 de oameni ca să mă joc. Aie, măcar acum de dimineață am așteptat doar după 10 și cred că mi-am spurat o muscă prin cameră. Bun, noul Overwatch. N-am jucat niciodată Overwatch. Acum am făcut un pic așa training de la tutorial. Vă zic sincer, nu prea știu caracterele. Am văzut pe la alții youtuberi de aia care comentau diferite drăcii făcute de alți youtuberi. Aveau gameplay cu Overwatch pe fundal și da, cred că știți cine juca cu Reaper-ul ăsta sau cum dracul îl cheamă. Îi scrieți voi numele în comentarii să văd dacă știți. Știți pe dracu, nimic nu știți, hai contraziceți-mă. Pentru cei ce nu știu, jocul ăsta e ca un fel de Team Fortress 2 așa la gameplay, numai că mult mai fictiv. Adică aici ai roboți, ai carcalaci, nu e ca la TF2 unde în teorie aia sunt oameni. Dar nici nu contează, hai să vedem ce facem. Hai să o tulim de aici. Hai să trag și eu ca un cur. Aaa, căcat. Hai că e interesant caracterul ăsta, îmi place. Respectatăm ce e aici, kill cam-ul. Cum a tras după mine. De nici măcar nu m-a omorât ăla, m-a omorât ăstălalt. Și mi-a dat o rachetă, ok. E bine că n-am pierdut charge-ul ăsta pe ultimată sau cum căcați o cheva. Filmează, filmează, bun. Hai să vedem ce suntem în stare. Încercăm mai mulți eroi. Am văzut că nu i-am pe toți deblocați, trebuie să completez niște challenge-uri pentru unii. Nu știu care o fi diferența între Overwatch 1 și 2 pentru că nu l-am jucat pe primul. Căcat. Cred că o să-mi trebuiască ceva tank pentru ăștia. Nu știu cu ce aș putea să joc. Mai tank așa. Next preview în fire. Aș change your hero, ok. Văd că avem de apărat un punct. Dar mi-a arătat că altele erau atacate. Le-am spart parcă robotul. Deci să înțeleg că robotul nu e... Ok, nu e obiectiv. M-am băgat în ei ca musca în curul calului. Hai să vedem. H, pot să schimb, pot să schimb. Ia să vedem. Ăștia sunt suport la tot ceva de damage. Dar nu știu mă ce fac ăștia. Nu știu mă ce fac ăștia. Hai că încerc să joc totuși runda asta. Să-mi dau ultimata cu Reaper-ul și văd după aia. Văd și eu mai multe ultimate cum sunt. Să mă bag printre ei. N-am omorât pe niciunul cu ultimata aia. Am dat-o în cel mai nepotrivit moment. Hai să încercăm tot așa unul de atac. Uite cu Tracer. Era și challenge-ul ăla. Ia să vedem ce face ăsta. Hero detail, F1. Shift to blind, track, ia. Hai că facem așa, deci ăsta mă dă înapoi. Shift-ul e un fel de dash. Ok, hai de viața mea. Nu. Dă-mi heal, mersi. Da, nu cred că pot să fac mare treabă cu Tracer-ul. Ce
căcat mai e asta? Ok, nu-mi place Tracer, vă zic de acum. Reaper-ul dă damage ca lumea dacă stai aproape de inamic. Tracer 1, gata, am înțeles. Stay as a team, hai, dă-mi al match, dă-mi al match. Cât mai trebuie să-mi spectatezi în momentele astea în care ne-au bătut? Dacă nu-i dau frumos live game, mai joc o dată. Hai, dă-mi al match, close. 100 XP. Match finish, total 360, mersi. Genji. Hai să jucăm cu ăsta din Ilao, eliberat atunci. Play. Unranked. Quick play. Și jucăm cu Genji sau cum dracu îl cheamă. Deci mare parte din eroii din Overwatch și știu de la Codrin de la a făcut el piesa aia pentru Overwatch când a apărut atunci. Și mai era prostia aia de challenge pe TikTok de cântau aia One Tracer, gonna be Genji, nerf bastard. Mai vedeam pe YouTube că reacționa lumea atunci când a apăruse TikTok-ul. Mai dăm un mes să vedem cum stă treaba. Ia uite mă, Arthur Morgan, bă, continuă Red Dead Redemption aici. PTF2 tot așa, mare parte joc cu Pyro-ul și cu Scout-ul, adică de atac mai mult, de ofensivă. Cel mai mult. Killer nu, nici pe LOL nu mă joc ca suport. Aș putea să mă orientez după ce mă joc pe alte jocuri, într-adevăr. Pe LOL joc mai mult AD carry, adică de atac. Ok, de ce nu dăm start toată la meci? Alo? Prepare your defenses. Păi ce mă, vrea să joc în defensivă? Suntem doi cu Genji, ok. Hai că joc eu cu femeia bărbat atunci. Joc eu cu Daria Jane. Hai, dați-mi cancel, că am făcut o grubă proastă. Oleo, nu pot să joc cu ăla. Bun, ies de ship. Dă un fel de scut. E-ul. Văd că asta abia se mișcă. Unde dracu se merge? Pe aici. Nu face nimic eu. Le-am dat scut. Deci îmi dau scut singur acum. Expectum Petrona. Hai că e bine. M-a bătut. Ok, pot să schimb acum. Hai că nu era nici Zarya asta. Hai cu Soldier 76 asta să vedem cum e. Văd că diferă ținta în funcție de caracter, ceea ce mi se pare normal. Ce trebuie acum? Ok, dau niște bombe, așa. Ce mai avem? E-ul. Zona de heal. Deci asta e un pic și suport. Ok, să înțeleg că asta e un fel de... Nu bridge. Brimstone de pe Valorant, așa. Sau nu ăla dădea heal, nu ăla dădea parcă ceva ascult și shift-ul. Ok, alert normal. Înțeles. Stai că nu văd niciunul de aici. Hai mă, nu moare al dracu. Ok, nici cu ăsta. Ce dracu? Și-a dat puterea. Și-a dat puterea pe mine, nenorocitul. Hai să mai încercăm o dată cu soldierul. Vedem după meciul ăsta ce caracter mai deblochează. Mai avem la dispoziție 5 minute jumate. Asta este șansa noastră. Nu-mi place ce e aici. Bă, nu-i corect. Ăsta joacă cu miliuri. Vai, dar suportul ăsta e genial. Ai un suport din ăsta. Eu uite, știu cum vine cu ciocan după mine. Ce mi-a dat cu ciocan în cap.
Ok, altul. Ce mai avem? Asta am jucat, hai să jucăm cu... Hai să jucăm cu pitic cu porno, cu, cu barbarosul ăsta. Am uitat cum se cheamă clasa piticilor de pe... Denumirea lor de pe World of Warcraft. Și pun turetă, gata, am înțeles. Punem turetă, suntem ca pe TF2. Eu, ce face eu? Ok. Înțeleg că trag mai puternic așa. Te-o mut. Aha. Și full s-o distrug. Cred că l-a căzut de pe hartă. Nu moare, bă! A, e ultimata lui. A, e ultimata lui aia, ok. Altul, altul, vreau să testez cât mai multe caractere. Ăsta. Woodmaker. Woodmaker! Am citit bine? Stai, bă, știi ce? Woodmaker? Da, bă, face, face lemne. Am înțeles. Shift-ul. Grapple! Ăsta e mișto. Nu mai dați mesaje că am treabă. Așa și E-ul. Și ăsta ce face? E. Nu știu ce face asta. A, cred că e să-i spioneze. Un fel de dronă. Nu mai împinge camion, nu mai împinge pe Optimus. Hai să iau prin spate. Hai bă, nu mai sunați acum. Filmez Overwatch, te sun după. Bine. Place că sunt sunat tot timpul. Da, mereu pățesc asta. Când fac și o greșeală să filmez un episod, atunci mă sună lumea. Dar nu-i mai, bă, obișnuit. Ok, hai să continuăm. Vedem ce facem cu maimuțoiul ăsta. Shift-ul, sărim, E-ul. O sferă de protecție. Ok. Ia cu fulger, ia cu fulger, dă-te în sânge, dă-te în soarele mătii. Și a murit și maimuța. Am făcut și eu ceva kill-uri măcar. Bă, ești tâmpit? Sunt pe primul loc? Sau nu are importanță ordinea asta? Nu cred că are importanță ordinea, ce dracu. Eu cred că e invers, de jos în sus. De sus în jos. Nu înțeleg. Hai dă-o și pe Jorana asta, pe cum dracu cheamă. Alunecăm și am pierdut. E-ul, smoke. Defeat iarăși. Trebuie să-mi găsesc un caracter cu care să... Un erou cu care să mă joc eu bine. Parcă cel mai bine am jucat tot. Uite, mi-a deblocat-o pe DVA. Gata, jucăm cu DVA atunci. Cu DVA, one rank, quick play. Să ne mai găsească un match. A treia încercare, pastă, trebuie să găsim ceva bun. Văd că înainte să mă sune mi-a dat și un mesaj. Vai de capul ce mi-a trimis careva. O să-mi vezi reacția pe episod. Deci nu cu Tracer. Hai să încercăm acum cu Genji. Înseamnă că am selectat amândoi deodată Genji. De n-am putut să... De n-am început meciul în momentul ăla. Hai să-i dau un vocal. Bă, să te uiți la episod după să vezi ce reacție am avut la mesaj. Așa. Ok. Noi suntem pregătiți, gata, hai să vedem cum e cu Genji. Deci ce facem? Schimbăm pe... Deci arunc shuriken-uri. Robot care... Shift-ul, așa, ok.
Hai să-mi bai toate F1-ul. Deci ce face eu? Aaa, am înțeles, deci trec așa și tai gloanțele. Ok. Hai că meciul ăsta e al nostru. Meciul ăsta e al nostru, sunt ca echipa națională acum. Am luat assist? Sper că am luat assist măcar. Pe aici ce găsesc și eu? Dăm și mie heal, așa. Gata mă, l-am belit și pe ăsta. Așa e că nu trebuia să sar... Nu trebuia să sar acolo. Ok, interesant Genji, îmi place. Hai să jucăm și cu caracterul ăla de ni l-au eliberat acum. Era una cu dungi așa, desenate. Asta. Asta de are lumea, crash pe ea și... Ok. Ok, așa, EU. EU trag din robot. Și shift-ul îi dau viteză, ok. Am gloanțe infinite, asta e mișto. A, păi așa, da, e ceva. Și zbor? Zbor, bă, zbor, zbor. Ia și tu, ia, ia gloanțe, ia gloanțe. Unde era ta mătii, te-ai dus? Da, nu înțeleg ce face clip dreapta, u. Mai facem un kill. Că să ne norocim și joc cu suportul așa, doar fac spam de gloanțe. A murit? A, și după ce mor mă aruncă din robot. A, stai tare, e mișto caracterul ăsta, îmi place. Ok, m-a lămurit. Asta e kill cam-ul. Ok, hai că asta e tare. Hai să mă jucăm și cu altul. Deci îmi place, diva asta îmi place. Ok, ok. Hai să jucăm și cu... Cred că și asta e femeie. Barba sau cum dracu o cheamă pe asta? F1. Fara. Fara. Faraoana, faraoana. Ok, hai cu piramidele. Și pot să zbor. Cât aș vrea să zbor. Ok, am câștigat prima rundă, e bine. Am fost eliminat, ce căcat. 1-0. Cum mai zic francezii. Ok. Schimbăm eroul. Să jucăm healer, nu vreau healer. Hai să mai vedem un suport mișto. Așa. Ok. Asta e și cu tipul asta, cu dreaduri. Tipul apare mai pe metalcore, shift-ul. Ok, EU. Cu ăsta și click dreapta, arunc cuțite. Arunc cuțite? Ok, tipul asta e agresiv, îmi place. E mai sadomaso. Deci aruncăm cuțite, dăm cu sabia și shift-ul e... Ați văzut ce face, nu pot să explic, că n-am prea... Nu m-am învățat la școală să explic ce face shift-ul. Trebuie să atacăm aici. N-a că i-am dat-o fraierului. Ce drept să fac cu shotgun-ul pe distanța asta? Ce drept cu sunetul? A, am luat punctul, e bine. Am apucat să-l omor pe ăla, am apucat să-l omor, e bine. Perfect.
Ok, hai să mai jucăm un match cu metalcorista asta. Vedem ce treabă facem. Dar nu știu, ăsta dă energie și la ceilalți. Shift-ul. Ia un cuțit. Ok, a murit și ăla. Dacă mă duc aici la cuțit. Ok. Hai vino încoace dacă ești șmecher. Nu-i corect, are sniper! Zonă de protecție. Aoleu, a trecut zona de protecție. Bună că tipul asta joacă bine, îmi place caracterul ăsta cum o dă. Mă, dar n-am mai testat ultimatele, în schimb. E bine că măcar fiind tank am HP mult. Ok, am luat și a doua rundă. Victorie! N-am apucat de ultimata, dar nu este niciun bai. Și am câștigat match-ul. V-am zis că ăsta e match-ul meu. Dar voi Batman, ați știut voi mai bine. Ok, play of the game. A jucat handicapatul ăsta play of... Ia să vedem, ia uite, fuck! Ce faci mai atât? Stai bă că acum și-a dat ultimata. Ia uite. A jucat-o bine pe aia, place. Ok, ia uite cât XP îmi dă pentru level up. Pentru level up, auzi, pentru câștig. Complete daily, la 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 la. Mi-a mai eliberat niște eroi, foarte tare. Gata mă, l-avem. Putem să jucăm în episodul următor sau pe live cu Arthur Morgan. Ok, ăsta a fost episodul de Overwatch. Îmi place jocul, e mișto, e un TF2 mai fancy. Ca să vorbesc un pic româno-franceză. Și da, o să jucăm pe live-uri ăsta că e mișto, îmi place jocul. Ne auzim data viitoare. Ciao les tuturor!